Când citești istoria neamului după trup a lui Iisus Hristos din Sfânta Evanghelie, ți se pare că vezi scara patriarhului Iacov, pe care îngerii lui Dumnezeu se suiau până la cer și se pogorau până la pământ. În povestirea Evangheliei despre neamul lui Hristos, strămoșii săi se suie până la Dumnezeu și se coboară până la Iisus Hristos, care pe pământ s-a întrupat. Două sunt nașterile lui Iisus Hristos, una dumnezeiască, din Tatăl fără mamă, și alta omenească, din mamă fără tată. Pe cea dumnezeiască a propovăduit-o evanghelistul Luca, zicând: fiu al lui Enoch, al lui Set, al lui Adam, al lui Dumnezeu. Pe cea omenească a arătat-o evanghelistul Matei, când a scris despre nașterea lui din Fecioara Maria, începând povestirea neamului de la Avraam și pogorându-l până la Iisus Hristos, așa cum am auzit în Sfânta Evanghelie de astăzi, care zice: cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Evanghelia de astăzi se mai numește și cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. În limba iudeilor, Iisus înseamnă mântuitor, fiindcă El este mântuitorul lumii, de aceea s-a numit Iisus, după cuvântul prorocului Isaia, care zice: pentru Sion, El va veni ca un mântuitor, pentru cei care din Iacob se vor căi de păcatele lor, zice Domnul. Hristos înseamnă uns, pentru că Iisus ca un om s-a uns nu cu un de lemn, cum se ungeau preoții și împărații, ci cu Duhul Sfânt, precum a prorocit despre el Isaia zicând: Duhul meu pe care l-am turnat peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta să nu se depărteze din gura ta, nici din gura neamului tău, zice Domnul, de acum și până în veac. Iar fiul l-a numit pe Iisus Hristos, adică strănepot al lui David și al lui Avraam, pentru că din trânsii se trăgea neamul preasfinte născătoare de Dumnezeu, din care Hristos a luat trup și s-a făcut om. După ce evanghelistul Matei a pus acest început Evangheliei pe care a scris-o, povestind mai departe despre nașterea Domnului Iisus Hristos, a început mai întâi cu strămoșii după trup ai Domnului, de la Avraam, zicând: Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. A început povestirea neamului lui Iisus Hristos de la Avraam, pentru că Avraam este părintele neamului iudeilor, din care neam s-a născut și Hristos. De altfel, lui Avraam i-a dat Dumnezeu făgăduința Mântuitorului Hristos, care se va naște din urmașii lui și prin care se vor binecuvânta toate neamurile pământului, când i-a zis: voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta, iar pe cei care te vor blestema, îi vor blestema, și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului. Evanghelistul Matei a pomenit numele lui Iuda, tăcând numele fraților lui, fiindcă din urmașii lui s-a întrupat și s-a născut Hristos, precum a prorocit patriarhul Iacov zicând: nu va lipsi sceptrul din Iuda, nici toiac de ocărmuitor din coastele lui,
până ce va veni împăciuitorul, căruia se vor supune popoarele. Apostolul Pavel a întărit aceasta grăind: prea știut este că din Iuda a răsărit Domnul nostru. Și mai departe, Sfânta Evanghelie istorisește că Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav. Aminadav a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Evanghelistul Matei a pomenit nu numai pe Fares, care a fost tatăl lui Esrom și strămoș al celor după el, ci și pe Zara, pentru că ei erau gemeni. Apoi a continuat: Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Isei. Isei a născut pe David împăratul. Împăratul David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Despre trei femei a pomenit evanghelistul Matei: de Rahav, de Rut și de femeia lui Urie de Betsaba. A pomenit de Rahav și de Rut ca să ne arate că la Dumnezeu nu este nici iudeu, nici elin, nu este nici rob, nici slobod, nu este nici parte bărbătească, nici femeiască, ci toți sunt socotiți la fel. Precum Rahav și Rut, nefiind din neamul iudeilor, au părăsit credința părintească și, crezând în Dumnezeu, s-au învrednicit a fi strămoșele lui Hristos. Tot așa, biserica neamurilor păgâne, primind pe apostoli și părăsind închinăciunea idolească, s-au învrednicit mântuirii. A pomenit apoi pe Betsaba, soția lui Urie, ca să ne învețe că pocăința șterge atât de mult păcatul, încât cel ce s-a pocăit ca David nu se mai socotește păcătos, ci drept. Mai departe, Evanghelia spune că Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Iotam, Iotam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Ihonia și pe frații lui la strămutarea în Babilon. Strămutările iudeilor în Babilon au fost două, cea din tâi, în vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, iar cea de-a doua, cu puțin mai în urmă, în vremea lui Ihonia. Aceasta a fost cea mai vestită strămutare, pentru că atunci a mutat Nabucodonosor de la Ierusalim în Babilon, împreună cu împăratul Ihonia, care se mai zicea și Ioachim, multe mii de iudei. După strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel. Ihonia avea 18 ani când s-a urcat pe scaunul împărătesc. A împărățit numai 3 luni la Ierusalim, apoi, împreună cu mulțimea multă de popor, a fost mutat de Nabucodonosor în Babilon, unde a și murit. După strămutarea sa în Babilon, a născut pe Salatiel, iar Salatiel a născut pe Zorobabel, care s-a întors în Ierusalim și a zidit jertfelnic lui Dumnezeu. Apoi Zorobabel
a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, ce se zice Hristos. Din ultimele cuvinte de mai sus se nasc următoarele trei nedumeriri. Prima, pentru ce evanghelistul Matei spune că tatăl Iosif se numea Iacob, iar evanghelistul Luca spune că se numea Eli. Aceasta este prima nedumerire. A doua nedumerire este pentru ce amândoi acești evangheliști, povestind neamului Iisus Hristos, au arătat pe Iosif ca și cum ar fi fost cu adevărat tatăl lui Iisus Hristos după trup. Aceasta este a doua nedumerire. A treia nedumerire este pentru ce, în fine, în amândouă povestirile despre neamul lui Iisus Hristos se află atâta deosebire, nu numai în ce privește numele, ci și neamul celor arătați. Aceasta este a treia nedumerire. Dezlegarea celei din tâi nedumeriri o vom avea dacă vom socoti că tatălui Iosif, ca și alți oameni din vremea aceea, avea două nume, numindu-se și Iacov și Eli. Dezlegarea celei de-a doua nedumeriri o vom avea dacă ne vom gândi că evreii, care erau despărțiți în 12 neamuri, nu luau femei decât din neamul din care făceau parte și că logodna la evrei se socotea nuntă, deși cei logodiți nu se întâlneau spre împărtășire de nuntă. De aceea și evanghelistul a numit pe Iosif bărbat al Fecioarei Maria, dar nu și tată al lui Iisus. Evanghelistul Luca spune precis că se credea numai că Iisus era fiul lui Iosif. Deci, amândoi evangheliști, având scopul să arate că Iisus Hristos se trage din neamul lui Avraam și că a luat trup din urmașii lui Iuda, povestind neamul lui Iosif, au povestit și neamul Fecioarei Maria, pentru că Sfânta Născătoare de Dumnezeu, fiind logodită cu Iosif, nu se trăgea din alt neam decât tot din neamul lui Iosif, adică al lui Iuda, iar neputându-se logodi cu o persoană din alt neam. Dezlegarea nedumeririi a treia o vom avea dacă vom socoti că evanghelistul Matei nu a urmat totdeauna șirul pe rând, de la tată la fiu, ci uneori a sărit de la tată la nepot și chiar la strănepot, căutând mai mult la împărații care au împărățit unul după altul la iudei, decât la fiii care s-au născut în chip firesc pe rând unul după altul. Evanghelistul Luca a urmat însă povestirea neamului la rând, din fiu în tată. Așadar, peste tot de la Avraam până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt iarăși 14 neamuri. Sfântul Grigorie Teologul, luând aminte la istorisirea neamului lui Iisus Hristos din Evanghelia lui Luca, a spus în cuvântul său de la praznicul pogorârii Sfântului Duh că Hristos este al 77-lea de la Adam. Cu acel prilej, el a arătat și însemnătatea numărului de 7 și de 77 de la Adam până la Hristos.
dar n-a zis nimic despre numărul cel de 3 ori, câte 14 de la Matei, ci a dat pricină să înțelegem că numărul de 7 înseamnă, pe lângă altele, și odihna de lucrurile Domnului, după cum spune Scriptura zicând, iar în ziua 7-a s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrurile sale pe care le-a făcut. Și precum lucrarea lui Dumnezeu este zidirea cea din tâi a lumii, tot așa este și înnoirea ei, care s-a făcut prin rânduiala întrupării lui Iisus Hristos. Pentru aceasta grăia Mântuitorul nostru zicând, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Adică a săvârșit lucrul mântuirii. Două sunt, deci, lucrurile lui Dumnezeu, facerea cea din tâi a lumii și înnoirea ei, după care urmează și cele două odihne de lucrurile acestea. Și fiindcă de 2 ori câte 7 fac 14, de aceea și numărul 14 înseamnă aceste două odihne. Evanghelistul repetă numărul 14 de 3 ori, ca să arate încetarea Preasfintei Treimi de la aceste două lucrări. Și așa, cu taină, arătând neamul lui Iisus Hristos, Evanghelistul povestește pe urmă și cele despre nașterea cea mai presus de fire a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, zicând, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, că fiind logodită Maria, mama lui, cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, s-a arătat având în pântece din Duhul Sfânt. Pentru 3 pricini a binevoit Dumnezeu să se logodească pururea Fecioara Maria cu Iosif. Întâi, ca să scape de primejdia morții, pentru că moartea era pedeapsa acelei fecioare care, neavând bărbat, se afla însărcinată. Dar logodna, dând pricină fiecăruia să creadă că de la logodnicul ei a zămislit, înlătura primejdia pedepsei cu moartea. A doua, ca să se arate că Hristos se trage din neamul lui Avraam și din seminția lui Iuda. Aceasta nu putea să fie însă dacă nu era logodită fecioara cu un bărbat din seminția lui Iuda. A treia, pentru că Iosif logodnicul, fără de nicio bănuială rea, să slujească lui Hristos când s-a născut și mai cu seamă când îl prigonea Irod. Iosif s-a învrednicit spre slujba aceasta pentru că pe toți îi covârșea cu faptele lui bune. Deci, spunând evanghelistul că logodită fiind Maria, mama lui cu Iosif, pentru ca să nu se socotească cineva că, deși logodna nu este nuntă, totuși Iosif ar fi trăit cu Sfânta Fecioară ca și cum ar fi fost împreunați prin nuntă. A adăugat aceste cuvinte ca să se înlăture orice bănuială. Mai înainte de a fi ei împreună, s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt, adică a zămislit prin puterea și lucrarea Preasfântului și întru tot puternicului Duh Sfânt. Iar după aceasta, ca să se întărească și mai mult acest adevăr, evanghelistul a arătat teama care cuprinsese pe Iosif din pricina minunii care se făcuse cu Sfânta Fecioară și pe care el nu avea de unde să o cunoască, zicând, Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevrând să o vădească, și-a pus în minte să o lase în ascuns. Iosif este numit drept ca și Iov, după faptele cele bune ale lui, blândețea, nepomenirea de rău, dragostea către aproapele, râvna pentru legea lui Dumnezeu,
și înțelepciunea. Râvna legii lui Dumnezeu îl silește să o părăsească, ca pe o fată bănuită de păcat, dar aceasta îi era destul ei spre o sândă. Înțelepciunea sa l-a învățat pe Iosif chipul milostiv și lăudat. N-a vrut nici să o vădească, nici să arate cuiva greșeala ei, nici să mai vorbească cu ea, ci s-a hotărât să o părăsească în ascuns. Dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care l-a rânduit pe el a fi păzitor al Sfintei Fecioare și slujitor al lui Hristos, celui care s-a născut din trânsa, nu l-a lăsat pe Iosif să-și îndeplinească acest gând. Căci cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i se arăta în vis grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, că ce s-a zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. L-a numit îngerul pe Iosif, fiul lui David, ca să cunoaștem că și fecioara cea logodită cu el era tot din neamul lui David, și să ne încredințăm că prin urmașii lui David a luat trup fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, cum au prezis sfinții proroci. Temându-se Iosif de călcarea legii, se gândea să o părăsească pe Sfânta Fecioară. De aceea îngerul îl încurajează zicând: nu te teme de călcarea legii, dacă vei lua pe Maria, femeia ta. Îngerul o numește pe ea femeia lui, iar ca să-l încredințeze că este curată și neîntinată, îi spune că ea a zemeslit nu din bărbat, ci din puterea Sfântului Duh. Apoi îngerul a adăugat: ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcat. Iată însemnarea cea adevărată a numelui lui Iisus, arătată nu de om, ci de îngerul Domnului. Maria zice: îngerul către Iosif va naște fiu, iar tu vei numi pe el Iisus, pentru că el este mântuitorul poporului său, adică mântuitorul întregului neam omenesc, căci el va mântui de păcatele lor pe toți cei care vor crede în el, după cum și prorocul Isaia a propovăduit. Pentru Sion el va veni ca un mântuitor, pentru cei care din Iacov se vor căi de păcatele lor. Și îngerul a continuat zicând: acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice: iată fecioara se împântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește: cu noi este Dumnezeu. Urmând cuvântul său, îngerul a zis: să știi, Iosife, că acestea toate, adică nașterea cea fără de bărbat, zămislirea din Duhul Sfânt și numele Fiului Mariei, s-au făcut ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a grăit prin prorocul Isaia, zicând: pentru acesta însuși Domnul meu vă va da un semn. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel. Îngerul a tălcuit numele Emanuel zicând că înseamnă cu noi este Dumnezeu. Numele Emanuel înseamnă ceea ce înseamnă și Iisus, căci atunci când este Dumnezeu cu noi, el este și Mântuitorul nostru, iar noi toți suntem mântuiți. Dar ce a făcut Iosif auzind cuvintele îngerului? Deșteptându-se din somn, Iosif făcu așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și luă la el pe femeia sa și n-a cunoscut-o pe ea,
până ce a născut pe Fiul Său cel din tâi născut și a chemat numele Lui Iisus. Iosif, auzind în somn aceste preaslăvite lucruri și văzând în vis pe înger, atâta încredințare a intrat în inima lui, încât sculându-se din somn, nu s-a îndoit nici de cum că n-ar fi grăit către el îngerul lui Dumnezeu, ci crezând a făcut cele ce i s-a poruncit lui, adică a luat-o pe Sfânta Fecioară și cu toată râvna și evlavia a ajutat-o și a slujit-o. Iar când a născut pe Mântuitorul lumii, atunci, după porunca îngerului, l-a numit pe el Iisus. Cuvintele și n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe Fiul Său cel întâi născut, trebuie înțelese că Iosif nu s-a împreunat niciodată cu Sfânta Fecioară, căci cuvintele până ce înseamnă pururea, niciodată, așa cum se înțeleg când se spune despre corbul trimis de Noe să vadă dacă au scăzut apele pe pământ. Acesta zburând nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ, adică niciodată. Același lucru îl vedem și din spusele Mântuitorului Hristos atunci când zice: Zisa Domnul Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale, adică pururea, pentru că Iisus nu s-a pogorât de pe scaunul cel de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl Său niciodată. Maria a fost fecioară și înainte de naștere și în naștere, și după naștere, și în toată vremea vieții ei pământești, așa cum o laudă și o preaslăvește neîncetat în rugăciuni și în cântări Sfânta noastră Biserică Creștină Ortodoxă. Auzind cuvintele, Fiul Său cel întâi născut, să nu socotești că a născut și alți copii, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Pentru că cuvintele întâi născut nu înseamnă aici nimic altceva decât numai pe cel întâi și unul născut, așa cum se înțeleg aceleași cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel când zice: și iarăși, când aduce în lume pe cel întâi născut, și cum cântăm la Sfânta Liturghie: Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care neschimbat te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Amin.